Năcăcescu Vitalie, fracțiunea parlamentară a Partidului Liberal Democrat din Moldova. Cine e pentru? Mulțumesc. Majoritatea. Și ultima candidatură, Voronin Vladimir, fracțiunea parlamentară a Partidului Comunist din Republica Moldova. Cine e pentru, rog să votăm. Sectorul 1. Sectorul 1, 20. 20. Sectorul 2. Petrencu Grigore. Cine-i pentru, rog să votăm. Procedura, când are loc votarea, nu poate avea loc procedură. Vă rog eu, nu regulamentul, eu respect regulamentul. Vă rog să numărăm voturile privitor la Petrencu Grigore. Sectorul 1. Sectorul 1, 0. Petrencu, sectorul 1, 0. Băi, ce fi expresia asta? Măcardeanu nu o făzi cruci, pe băieții. Probabil strașnic ai călcat pe greu. Și mi-a spus că eu sunt rău. Cum așa ceva se poate din partea unui deputat să vorbească cu alt colega sau de parlament? Băi. Microfonul să fie după ce o terminăm votarea, are loc votarea și un călcat regulament. O temenie фракции партии коммунистов, я заявляю, что ни одна кандидатура фракции не будет участвовать ни в этой, ни в следующей делегации. Мы отзываем все свои кандидатуры из-за того фарса и спектакля, который вами сегодня устроен. Спасибо. În primul rând, au fost discuțiile în cadrul biroului permanent, unde s-a ajuns la această decizie. Într-a doilea rând, s-a discutat și în cadrul fracțiunilor, fiindcă în cazul dat, conform numai decizie fracțiune, nimeni n-a modificat această decizie. Și în cazul când a fost o răfuială în plen, în sala Parlamentului, deci noi am avut dreptul să adoptăm decizia fracțiunii pentru a retrage toate candidaturile din această delegație. Dreptul lor nu înseamnă obligația noastră. A fost o propunere și decide votul. Va vota Parlamentul bine, nu înseamnă că hotărârea rămâne în vigoare.